Stimați participanți la întâlnire, pentru cei care nu mă cunosc, mă prezint: Laurian Thaler, absolvent șagunist, promoția 1957, profesor la Șaguna între 1969 și 1975. Vă rog să primiți felicitările mele pentru că, prin prezența voastră în aula Colegiului Național Andrei Șaguna, dovediți că sunteți recunoscători școlii care v-a pregătit pentru viață, recunoscători profesorilor care au încercat să vă transmită ceva din cunoștințele lor și, numai puțin recunoscători, celor ce au fost alături de voi pe băncile școlii, colegii voștri de clasă și de peripeții ale vârstei ce nu se mai întoarce decât în vagi și poate dulci amintiri. Permiteți-mi să vă atrag atenția asupra ceea ce este scris sus pe peretele aulei: Literis et virtuti. Fiecare din noi a încercat în felul lui sau al ei să interpreteze aceste cuvinte. Pentru mine, literis a însemnat întotdeauna cultură, ceva spre ce se tinde prin cultivarea celor mai bune însușiri și deprinderi, prin acumularea unui tezaur de cunoștințe care să ne ajute să ne dirijăm pe multele drumuri bune în viață. Precis că ne ajută și să ne descurcăm pe Google, dar cum istoria a arătat în repetate rânduri, virtuțile umane cele mai înalte sunt de asemenea necesare pentru a ne înlesni călătoria pe acele drumuri bune. Eram elev șagunist când, mergând cu școala într-o vizită la Palatul Republicii în București, am citit pe un bust al lui Beethoven motoul care mi s-a părut potrivit de urmat: Je ne reconnais pas d'autre signe de supériorité que la bonté. Pentru cei ce au sărit peste cursurile de franceză, engleza și chineza fiind astăzi mai de rigoare, mă voi strădui să găsesc traducerea potrivită. Nu recunosc un alt semn de superioritate decât bunătatea. La ce bunătate se referă marele compozitor? Bunătate, bunuri, bunătăți, relații bune, a face bine, a munci bine, a trăi bine? A fi bun într-o lume care te poate copleși, dacă nu cu obstacolele ei, uneori doar cu indiferența ei, iar uneori cu surprizele ei severe? Îmi permit să folosesc un vechi salut pe meleagurile Ardealului pentru a da o lumină diferită acestui termen: bunătate. Cu siguranță că l-ați folosit adesea, poate fără să-i pătrundeți destul semnificația. Servus, humilimus servus. O traducere liberă, modernizată, a rocolit termenul sclav smerit, a rocolit de asemenea traducerea umilul dumneavoastră servitor și ar opta poate pentru o frază care se întâlnește adesea în relațiile de muncă, de comerț, de orice fel: How can I help you? Cum pot să vă ajut? Salutarea în latină implică acest desiderat uman care stă la baza progresului în toate domeniile, acela de a-i servi pe alții. Ce altceva se poate spune despre virtuți decât că ne ajută să îi servim pe alții, să ne servim unii pe alții, să ne îmbunătățim unii pe alții? În sensul acesta, Colegiul Național Andrei Șaguna ne-a servit, v-a servit și va servi în continuare pentru bunătate, pentru un umanism inclusiv care să ne permită să facem bine, să trăim bine aici și acum și să lăsăm planeta asta trăibilă și pentru alții. Închei cu salutul de altă dată: Servus, humilimus servus.